Adrian Oianu, designerul școlit în Italia și Statele Unite, ne-a arătat atelierul în care muncește. Eu fac design identitar românesc, trebuie să fie romantic. Cum ar putea fi? Cum ar putea fi? Adică imaginează-ți asta, o fată îmbujorată, cu părul prins în cozi, brunetă, îmbrăcată cu rochița asta, cu bujori în obrăjori, cu buzele roșii, alergând pe o pajiște. Moda, la fel, s-a dezvoltat atât de mult creativ, încât nu mai există această poveste în care vine Yves Saint Laurent și spune, vedeți că anul ăsta e khaki, că am făcut eu sahariana. Nu mai există chestia asta. S-a terminat. Lucrez la o astfel de rochi. Niște, câteva zile, câteva zile, facem chestii în săptămâni ca să decupăm toate astea, ca apropo să ne întoarcem la rochi. Și atunci îți dau o roche de dantelă, dar care nu arată lucioasă, mată și sclipitoare din plastic. Eu stau cu conceptul meu, vine cu anumit sacrificiu din punct de vedere economic și business, adică ca business. Nu pot să mă mișc în viteza cu care s-ar mișca un business mult mai comercial care face ce-ți dorești tu. Dar sunt mândru că la sfârșitul zilei apuc să modific un pic mentalitatea oamenilor. În plus, Oianu a creat și jachete în stil românesc. Am făcut un bomber jacket cu patent în talie la mâneci, cu fermoar în față și pe material am brodat elemente românești tradiționale, sunt brodate de mână undeva în zona Breaza. Nu rochiile sunt cele mai prețioase obiecte din atelierul lui Oian. Eu colecționez de tot așa 15 ani piese de design de interior, mobilier, neoromânesc, se numește și brâncovenesc într-un fel, pentru că vine din brâncovenesc, dar oamenii se joacă cu termenii ăștia, dar de fapt e neoromânesc. Au 100, 150 de ani, 200 de ani. Eu le colecționez pentru că am o casă plină, la fel cum am 1000 aproape de cămăși tradiționale, am și 50 de piese de mobilier care reprezintă stil tradițional, nu, ca să-l numesc așa, este singurul stil original și autentic de design de interior românesc. A fost refăcut și cum se numește, uitați-vă, e... Nu. Pe el, ca să spunem tuturor. Se poate sta, oamenii au tendința să stea, dar uitați-l, a trecut prin niște lupte, săracul. Și noi l-am restaurat, i-am dat un pic de imagine, adică un pic l-am făcut, l-am finisat, l-am restaurat un pic ca să putem să-l prezentăm. Iar la final, Adrian Oianu ne-a arătat și o parte din colecția lui de I. Wow! E din un sat din Moldova, e o achiziție nouă, e cusută cu fir metalic, are 100 și ceva de ani. Vedeți ce pânza s-a îngălbenit un pic, n-a stat în starea cea mai bună, dar noi acum o avem într-o perioadă de carantină, cum spunem noi, în care scoatem mirosurile, dar uitați-vă ce bogăție și ce lucru manual extraordinar, până la cel mai mic detaliu, cu fir metalic.